Hristos a înviat. Doamnelor, domnilor, vă propunem în dialogul de astăzi revenirea la o temă foarte dragă multora dintre noi, tuturor celor care înțeleg că actul credinței se conjugă foarte frumos cu actul cercetării, al culturii. Există o cultură filocalică, există o zonă foarte rafinată a culturii religioase, există o zonă a imponderabilelor poeziei religioase. Toate aceste lucruri, dar și multe altele, au prins un foarte frumos contur în anii 40-50 ai secolului trecut, evident în prelungirea fertilei perioade culturale interbelice. Știm deja și ne bucurăm să amintim sau să o spunem celor care nu cunosc încă suficient de multe că a existat o mișcare extraordinară numită Arugului Aprins, care a cuprins în flacăra lui spirituală atât oameni frumoși ai bisericii, oameni deschiși spre zona culturii laice, cât și mari profesori sau scriitori sau artiști sau mireni în general, dornici să cunoască spiritualitatea ortodoxă în profunzimea ei. Această întâlnire a fost foarte fertilă, rămâne un episod de referință pentru biserică, dar și pentru intelectualitatea românească a secolului trecut. Vorbim astăzi așadar despre Rugul Aprins, vom încerca să spunem lucruri noi despre mișcarea Rugului Aprins și am ales un reprezentant al acestei mișcări, un exemplu al intelectualității interbelice polivalente, enciclopedice, o personalitate cu totul specială, despre care puțină lume mai vorbește astăzi și din acest motiv, întrucât îi se face o nedreptate, încercăm să corectăm atât cât putem noi pe parcursul unei emisiuni această nedreptate care îi se face lui Paul Sterian, un scriitor, un poet autentic, evident, o să vedem un jurist și un sociolog cu acoperire masivă în aceste domenii, un om care a înțeles să slujească biserica și actul credinței într-un mod rafinat, special, până în anii 80 ai secolului trecut, când a trecut la Domnul. Invitatul meu de astăzi este unul dintre cercetătorii actuali foarte bine situați în zona cercetărilor legate de mișcarea Rugul Aprins. Îi datorăm apariția în ultimii ani a unor volume din arhiva Rugului Aprins. Este vorba de distinsul cercetător în zona antropologiei religiilor, domnul Marius Vasileanu. Hristos a înviat, bine ați venit! Adevărat a înviat! Mă bucur că sunteți aici, domnule Vasileanu. O spun cu convingere și foarte sincer, întrucât acest subiect îmi este și mie drag, ca și dumneavoastră, și vă mulțumesc în numele celor care au deja aceste 5 volume pe care ați reușit să le aduceți la lumină în urma cercetărilor dumneavoastră. Știu că nu este simplu, sunteți și cel care în ultimul timp ați conferențiat foarte frumos despre Rugul Aprins, despre personalitățile luminoase ale acestei mișcări. Și pentru început, pentru că ne aflăm încă într-o perioadă așa de grație și plină de lumină duhovnicească încă după înviere, aș vrea să ne amintim de câteva dintre aceste personalități marcante pe care ni le-a dăruit Rugul Aprins și apoi să ne oprim la figura solară a lui Paul Sterian. Pentru început așadar, un memento legat de Rugul Aprins. Foarte scurt, întrucât noi am mai vorbit despre asta, ce a însemnat Rugul Aprins pentru biserică și intelectualitate, cine au fost cei care au purtat, ca să spun așa, standardul culturii filocalice în vremea respectivă, câteva lucruri despre asta și apoi, repet, vreau să intrăm în subiectul nostru, Paul Sterian. Rugul Aprins a fost o mișcare, îndrăznesc să spun mișcare, nu numai grup, de îmbrățișare între intelectualii laici și intelectualii bisericii, care, sigur, toți aveau preocupări între ale căutării de ordin spiritual și totodată cultural, încă din interbelic, dar aceștia și-au dat mâna
prin anii 40, mai exact începând din 43, momentul Cernăuți, unde au fost invitați câțiva de mitropolitul Tiții Medrea, dar mai ferm din 1945 la Mănăstirea Antim. Animatorul acestui grup a fost, se știe, Sandu Tudor, poet, scriitor, jurnalist, și care a reușit să aibă în jurul său, el deja intrase ca frate la Mănăstirea Antim, o parte dintre cei mai frumoși intelectuali ai vremii. Alexandru Mironescu, Vasile Voiculescu, iată, Paul Sterian, erau acolo și oameni preocupați de matematică și de filozofie, precum Anton Dumitriu și așa mai departe. În general se cunosc aceste oameni personalități. Oameni cu un caracter foarte frumos. Absolut. Oameni absolut. De o altitudine morală deosebită. Aceștia sigur că au fost primiți cu bucurie de confrați precum părintele Benedict Ghiuș, părintele Sofian, părintele Vasile Vasilachi, care era stareț al mănăstirii în acele vremuri. Ulterior aveau să ajungă, să treacă pe acolo, să se intersecteze cu ei alte personalități ale bisericii, care, dintre care unii au devenit chiar mari duhovnici de final de secol 20 și început de 21. Îi întâlnim și pe părintele Papacioc, părintele Petroniu Tănase, Roman Braga, Felix Dubneac și așa mai departe. E bine, eu aș vrea să aduc ceva inedit față de ceea ce am spus până acum în emisiunea dumneavoastră, spunându-vă că am găsit recent și aș putea să vorbesc despre un fel de preistorie a rugului aprins. Este vorba despre, și aici o să ajungem fără îndoială la Paul Sterian, ceea ce se petrecea cu studențimea în epoca interbelică. Și aici sunt dator să menționez o teză de doctorat excepțională care a și fost tipărită a unui cercetător tânăr, Ionuț Butoi, care se ocupă de tinerețea lui Mircea Vulcănescu și de atmosfera studențească din epocă, și care descrie cele două organizații mari ale studenților existente. Una care încet, încet a fost preluată și, din păcate, adusă spre zone destul de inconfortabile de legionari. Cealaltă, minusculă, dar foarte dinamică, unde găsim oameni excepționali, precum Mircea Vulcănescu, este vorba de Asociația Studenților Creștini din România. Mircea Vulcănescu, Paul Sterian, Sandu Tudor, erau toți în conducerea acestei organizații a studenților, care era patronată spiritual, să spunem, părintește de viitorul mitropolit Tiții Medrea, pe atunci doar secretar al Sfântului Sinod. E bine, spuneam că am găsit, și aici am adăugat studiilor foarte frumoase și importante, foarte importante, făcute de Ionuț Butoi, am găsit un anunț, de fapt două. De multe ori, un volum dintre ăsta nu face cât un anunț minuscul. În anii 30, de pildă, Paul Sterian împreună cu Vulcănescu era în străinătate atunci, dar a participat prima sa soție, Adina Rădulescu Pogoneanu, și împreună și cu Sandu Tudor, s-au deplasat pentru o întâlnire internațională a acestei organizații în Polonia. Dar anunțul despre care vreau să vă spun este altul. La un moment dat, această organizație face următoarea promovare, am zice în termenii de astăzi. În martie 1931 îi invită pe cei care sunt doritori la o conferință susținută în cadrul acestei organizații studențești, unde, credeți, la Mănăstirea Antim. Iar cel care conferința era Mircea Vulcănescu.
Este un fel, sigur, că la timp s-au mai întâmplat multe lucruri frumoase și întâlniri între intelectuali și intelectualii laici și cei ai bisericii, dar din punctul meu de vedere este una din rădăcinile. Există multe altele, putem merge până la Paisie Velicicoschi, bineînțeles, dar iată una din rădăcinile de dată recentă a ceea ce urma să explodeze la Antim în anii 40. Nu întâmplător Mircea Vulcănescu, foarte multă lume vede în el încă o personalitate cu totul ieșită din comun, considerat pe bună dreptate liderul generației Evident. De intelectuali din perioada interbelică, Sigur, un om foarte credincios. Și bun prieten. Nu ne mirăm că îl regăsim în acest moment. Da, da, și bun prieten cu Paul Sterian, ei se cunoscuseră când au terminat, când erau în liceu, tocmai se rotunjise România Mare. Și s-a făcut un concurs de literatură. Ei doi au luat premiul național pentru literatură și nu știu dacă acesta a fost motivul, dar în orice caz au fost prieteni pe viață. Mircea Vulcănescu a fost și unul dintre semnatarii unui buletin pe care îl scotea această asociație. Mai publicau acolo și Sandu Tudor, viitorul părinte Daniel de la Rarău, publica și Paul Sterian. Iată că, sigur, se poate vorbi multe despre acest ferment uluitor al interbelicului românesc și prea puțin cunoscut încă. Dar și aș spune ignorat astăzi, da, în dimensiunea sa spirituală creștină. Fiindcă, în general, se vorbește despre alte forme de manifestare ale spiritualității, dar iată o formă de creștinism deschis către toate zările, zâmbitor, fără încrâncenări și, în același timp, căutând autenticul, fiindcă Paul Sterian, trebuie să vă spun și încet, încet o să revenim la el, probabil, a ținut, precum toți ceilalți, era o modă în interbelic a conferințelor, fiindcă nu erau talk show-uri precum se întâmplă astăzi, nu erau televiziuni, bineînțeles. Vom găsi foarte multe spații unde lumea era invitată să -i audieze pe mari intelectuali. La Ateneul Român, la Teatrul Național chiar. Sigur, la radio, la sala Dales. La radio, sigur că se și difuzau totuși deja radioul funcționa și în multe alte spații. Ei bine, Paul Sterian, de pildă, a ținut o serie de 3 conferințe la organizația, în cadrul organizației Criterion, unde el era membru fondator, de altfel, despre mistica recentă, vorbind în 3 etape, întâlniri succesive, despre Maritain, despre Jacques Maritain. Exact, despre Blois și despre Paul Tillich. Așadar, era foarte racordat la ceea ce se întâmpla. Trei nume foarte mari și astăzi, da? Evident. Doi evident. Reprezentanți ai catolicismului deschis spre alte zări, Leon Blois și Jacques Maritain. Striconfesionale. Exact. Da. Și Paul Tillich, unul din mari gânditori teologi ai secolului trecut, exact. Din spațiul protestant. Ceea ce e uimitor, și ascultându-vă vorbind, am realizat încă o dată lucrul acesta, intelectualitatea noastră interbelică, ați rostit nume mari din rândul ei, Mircea Vulcănescu, în primul rând, ca lider al generației lui, un economist extraordinar, un om cu studii în foarte multe direcții, un om neabsolvent de teologie, dar cu o deschidere spre creștinism ieșită din comun. Și toți acești mari intelectuali interbelici au ca numitor comun preocuparea lor pentru cele nevăzute, pentru spiritual. Exact. Asta mi se pare extraordinar, da. Pentru că dacă îi comparăm cu generațiile actuale de intelectuali majori, că avem și astăzi intelectuali mari în România, poate nu atât de mulți pe cât aveam în interbelic, observăm totuși această diferență. Foarte puțini intelectuali astăzi, din alte zone decât cele cu racord direct la teologie, sunt preocupați de problema spiritualității. Extrem de puțini. În interbelic,
există acest lucru, un ferment spiritual formidabil care i-a determinat pe acești oameni să vină, de exemplu, să se apropie de o figură destul de misterioasă de altfel, a lui Ioan cel Străin. Da. Așa este. O personalitate discretă, prin excelență, un om care cu siguranță nu vorbea mult, dar care emana, ca să spun așa, ceva care i-a magnetizat pe acești intelectuali interbelici. Da, cred că am uitat să-l amintesc aici și pe Alexandru Mironescu, în mod evident. Sunt nenumărați, îmi cer scuze dacă nu îi vom aminti, poate pe cei mai importanți. Însă, sigur, aici există nu numai neajunsuri, dar și nedreptăți ale istoriei literaturii și culturii române, care, din păcate, îi pune sau i-a pus deja într-un cont de umbră pe unii dintre aceștia, vorbind despre prietenii lor, erau toți ca o familie, realmente se vizitau, făceau concedii împreună, petreceri, vorbind cu precădere despre Eliade, Cioran, Noica, Ionesco, și uitându-l, iată, pe Paul Sterian, pe Vulcănescu, care, sigur, nu au avut poate același noroc. Ei au rămas în țară, sigur, și Noica a rămas și a făcut lucruri foarte frumoase, însă opera lor, din păcate, nu este cunoscută sau nu a fost valorificată. Sunt expediați foarte ușor la tradiționaliști. Și știm că tradiționaliștii, gândiriștii, vă amintiți-vă ce elită era în jurul revistei, da, Gândirea, astăzi sunt realmente trecuți sub tăcere, considerați secunzi ai culturii, exact, Române. Ceea ce e o mare nedreptate, pentru că acești oameni au fost niște oameni sclipitori ai vremii lor. Fără îndoială, în frunte cu Crainic, care era mentorul Gândirii, însă aici trebuie să sesizăm niște nuanțe. De pildă, Sandu Tudor, ca și Paul Sterian, și-au luat o distanță de gândiriști la un moment dat. De altfel, Paul Sterian, trebuie să vă spun că e o figură cu totul nonconformistă, născut în 1904, născut undeva pe aici, pe lângă noi, unde filmăm astăzi, la poalele Patriarhiei. Tatăl său era un medic destul de cunoscut, ba și scrisese niște autor de lucrări, dar el îi datorează bunicii sale înclinația către căutările de ordin spiritual, ba chiar creștin, și recunoaște acest lucru, că de fapt era animat de căutarea chiar mistică creștină încă din adolescență. Însă Paul Sterian, trebuie să vă spun că a fost aproape de experimentele literare, nu numai de Gândirea, astfel încât a avut curajul să publice în revista 1, O revistă avangardistă, are și un fel de manifest publicat acolo, foarte interesant. A publicat în Contemporanul, ca și Sandu Tudor, de altfel. Erau prieteni cu poetul Ion Barbu. Unii îl socotesc și pe Ion Barbu, participant la Rugul Aprins, probabil că a trecut pe acolo. Meteoric, dar ceea ce aș spune este că, de pildă, poezia Joc Secund al lui Ion Barbu a fost pentru prima oară interpretată în cheie evanghelică de Paul Sterian. Paul Sterian, care ulterior s-a detașat și de aceste căutări și experiențe avangardiste, dadaiste, unii l-au acuzat de dadaism, precum Călinescu, ceea ce este exagerat, îl demontează pe Călinescu Virgilie Runca, și regăsim în el un om într-adevăr enciclopedic. De ce? Iată, a făcut două licențe, le-a terminat simultan, filozofie, litere și drept, în 28, dacă nu mă înșel, nu, în 24. Ulterior și-a luat un doctorat la Paris în drept și științe economice, asta s-a întâmplat în 28, și mai încoace
Tot la finalul unui interbelicului și-a mai dat un doctorat în sociologie, un al doilea doctorat. Vă dați seama ce minte avea acest om. Vorbim despre doctorate, domnule Vasilescu, într-o Românie actuală în care a spune că ai doctoratul a ajuns deja un moment jenant. Exact. Câți aveau doctorate pe atunci? Și ce însemna să ai doctoratul în acea perioadă la Paris? Și încă la Paris, da. Un om cu asemenea preocupări, de altfel există mărturii ale unor apropiați care încă trăiesc și datorăm foarte mult familiei lui Alexandru Mironescu, de care el a fost foarte aproape, Paul Sterian. Ileana Mironescu, soțul acesteia, Titu Mironescu, domnul Sandu, Ileana Mironescu Sandu și Titu Sandu, îmi cer iertare. Aceștia aduc mărturie despre nenumărate... Despre omul Paul Sterian. Exact, necunoscute ale omului, care, iată, întâi de toate, împreună cu Mircea Vulcănescu, se spune, există această legendă, că au decis... Văzând că au totuși preocupări și ba chiar vocație pentru căutări și culturale, dar și de ordin economic, în spațiul economic, au zis țara are nevoie de economiști, noi o să ne specializăm în așa ceva. Și nu era numai Vulcănescu economist de geniu, să știți că era și Paul Sterian. A fost în timpul războiului a ajuns secretar în 3 ministere. Înainte de aceasta a avut alte responsabilități, s-a ocupat de pildă de, a fost o expoziție, un pavilion românesc al expoziției universale de la Paris în 37 și Paul Sterian a fost administratorul acestei expoziții, acestui pavilion și mai departe a fost numit consilier economic și șef al legației române din Washington în 38. Deci ajunsese la o specializare în spațiul economicului destul de înaltă. O elită. Exact. Și cu toate acestea scria literatură, poezie, cânta la vioară și nu cânta precum un amator. În ultimii ani de viață reușea să cânte César Franck și alte piese destul de grele. A cântat și într-o orchestră, de altfel, la un moment dat. A fost regizor. Acel film, foarte cunoscut, de altfel, în echipa lui Gusti, când a trimis echipele de sociologi prin țară, filmul Drăguș, îl are regizor împreună cu un alt partener, coleg, îl are și pe Paul Sterian. Cu totul extraordinar. Exact, exact. Și pe lângă acestea învățase de la un pictor profesionist pictură și gravură. Era un gravor de excepție. De altfel, se spune că Margareta Sterian, prima lui soție, de la el a învățat pictură și gravură. Relația lui cu biserica, o spun toți cei care l-au cunoscut, a fost una impecabilă, a fost una evident discretă. Era un om atât de mare intelectual, care mergea la biserică duminical și care nu întâmplător ajunge să fie atras de rugul aprins. Acest fenomen apare providențial, aș spune, în istoria noastră culturală, pentru că a și fertilizat foarte mult, ulterior, opera acestor oameni, intelectuali laici, care au avut această dorință de, nu de a aprofunda teoretic niște cunoștințe despre creștinism, pe care le știau la perfecție, ci de a aprofunda o trăire reală prin intermediul rugăciunii inimii. Sigur că da. Să ne imaginăm, deci, Mircea Vulcănescu sau Paul Sterian practicând rugăciunea inimii. Și am dat doar două nume. E limpede că toți au practicat-o. Se întâlneau în fața icoanei rugul aprins, despre care cred că el a lăsat și o mărturie importantă, printre puținii care a lăsat în scris o mărturie despre minunata icoană rugul aprins. Poate ne spuneți câteva lucruri despre asta.
Da, este o astfel de mărturie, o să vă spun imediat. Nu era o icoană obișnuită. Da, preocupările... Și care e povestea ei? Vă zic imediat. Preocupările lui de ordin mistic, am spus că încep undeva în adolescență, dar chiar el declară, în studenție a avut bucuria să găsească la un anticar 5 volume din Ioan Gură de Aur, pe care le-a savurat efectiv. Avea o mare evlavie la Ioan Gură de Aur și a și scris poezii foarte frumoase. De altfel, putem vorbi despre o poezie a rugului aprins, putem vorbi despre câțiva poezi de forță care oricum sunt deja, au un loc aparte în istoria literaturii române. Vasile Voiculescu, în primul rând. Eu l-aș așeza pe Paul Serean pe locul al doilea, poate la egalitate cu Sandu Tudor, părintele Daniil de la Rarău. Părintele Daniil, sigur, având o excelență poeziei în ceea ce îl privește, manifestându-se în acatistele pe care le-a scris. Dar și Paul Serean a scris un acatist al Sfintei Parascheva, cea nouă, da? Și revenind la icoană, sigur, cei de la Rugul Aprins sau nu numai că au căutat rugăciunea isihastă și au avut șansa să o primească prin binecuvântare de la Ioan cel Străin, călugărul rus alungat din Rusia și refugiat pentru foarte puțină vreme în România, până ce a fost găsit și trimis înapoi în Uniunea Sovietică. A fost o astfel de icoană, nu se știe foarte exact originea ei. Din ce am cercetat eu împreună cu alții preocupați de acest subiect, am ajuns la concluzia că au existat, sigur, e o temă imensă aceasta iconică legată de rugul aprins, dar icoanele în jurul cărora orbitau cei de la rugul aprins erau două, se pare. Una, nu știm exact de unde este, unii spun că a fost adusă de părintele Daniil Sandu Tudor de la Sfântul Munte, care în 1929 făcuse un pelerinaj acolo. Cert este că acea icoană a fost la Sandu Tudor, inclusiv sus pe Rarău, există această mărturie pentru care aș avea o certitudine, iar actualmente se găsește la Antim. Există o a doua icoană. Unii spun că ar fi fost adusă de această dată de părintele Ioan Culăghin. Aș avea o reținere, fiindcă chiar eu mai revizuiesc afirmațiile. Am descoperit recent, totuși în jurnalul lui Mironescu, a apărut în aceeași colecție pe care o îngrijesc la editura Eikon. Se pare că Mironescu deținea acea icoană mai de mult, dinainte de venirea lui Ioan Culăghin. În finalul lui 43 a ajuns Culăghin la Mănăstirea Cernica. Însă acea icoană era într-adevăr ceva special. Și se afla la un moment dat în casa lui Mironescu. S-a aflat tot timpul în casa lui Mironescu. Scotea din când în când niște sunete miraculoase. Au fost mai mulți care au dat mărturie despre aceasta. Pe care Paul Serean le-a auzit. Exact, Paul Serean l-a auzit și vă las pe dumneavoastră poate să citiți, sunt câteva versuri pe care el le-a scris cu acest prilej. De altfel sunt scrise într-un volum intitulat Cântare Treptelor, apărut în anul 2000 la editura Elion. Da, cuvintele, mai precis versurile lui Paul Serean, după ce a auzit aceste sunete miraculoase emise de icoana rugului aprins, care, nu știu dacă ați apucat să spuneți, o reprezenta pe Sfânta Fecioară Maria în cadrul celebrului rug al lui Moise. Da, este o tema bine cunoscută, da, a rugului aprins. Iată ce spune el, spunând faptul acesta, descriind faptul acesta, precizarea lui este următoarea, că atunci când miracolul s-a repetat, după mai multe minute de tăcere, să fie, poate, dincolo de zid, vreo pendulă cu zvoniri de lid,
De ce nu bate ceasul decât rar și doar din când în când fără amar? Să cercetăm, icoană, hai, ne mustră, o, Toma, fapta ta de mult ilustră, mai bine ar fi ca să ne rușineze. Cine auzi, la ce să cerceteze? Crezură unii fără să audă, dar noi am auzit cântarea rudă, cu acea uimire ce nu are seamăn, un sunet care în lume n-are geamăn. E clar că a fost profund marcat de această experiență. Da. Și mai spune undeva în versurile anterioare că era de față doar el cu familia Mironescu, da. Așadar este un alt moment față de cel în care icoana a scos aceleași sunete, de față cu părintele Cleopa, care la un moment dat aflat prin București a fost invitat să țină un cuvânt duhovnicesc chiar în casă la Mironescu. Au fost de față acolo și cei amintiți anterior, dar și o seamă de studenți ai rugului aprins. Unii dintre ei, din păcate, au și avut de suferit, au fost arestați ulterior. Da. Și s-a mai întâmplat, să știți că mai există una sau două mărturii mai puțin cunoscute despre acest fapt. Mironescu, de altfel, care avea și el o pregătire de fizician și de chimist, doctorat în chimie luat tot la Paris, mărturisește chiar în jurnalul său că au existat două astfel de momente în care a auzit împreună cu soția, erau doar ei acasă, dar cei apropiați din familie au zis, domnule, ăsta era cercetător. Omul acesta era cercetător. Erau... și atunci s-a dus să vadă, e poate vreo conductă care e stricată, poate vecinii bat. Pur și simplu se pare că a fost un fenomen real, autentic și misterios. Descris astfel, am găsit și versurile la care faceți trimitere, cum stam în dulcea casei tale strană, un înger se izbi de acea icoană, ce numai tu și soața ta, din când în când, ați auzit-o rând pe rând, o aripă de înger cântăreți, atinse tetracordul din păreți, și-am auzit, urechea nu ne minte, cu toți sonore dulci acorduri sfinte, înfiorați privirăm către rugul aprins ce-și revărsase meșteșugul. Extraordinare versuri, evident da. Foarte puțin cunoscute, care fac trimitere la un miracol pe care ei sau la care ei au fost martori. Da. Sunt multe miracole despre care nu se vorbește. De altfel, cred că însă și aceste întâlniri au fost de ordinul miracolului, în plin comunism, personalități de forță ale culturii române, ale bisericii ortodoxe, care anul acesta... Permiteți-mi să introduc această idee. Sunt cinstite aceste personalități mărturisitoare ale ortodoxiei în vremea comunismului, pentru că anul 2017 este anul comemorativ Justinian Patriarhul și al tuturor mărturisitorilor ortodoxiei în vremea comunismului. Ei fac parte dintre acești mărturisitori. Absolut. Unii dintre ei mucenici, cum a fost Mircea Vulcănescu. Și părintele Daniel Sandu Tudor. Fără îndoială. Da. De altfel, Mircea Vulcănescu, există cam trei mărturii până astăzi. Se pare că a trecut pe lantimba și conferențiat foarte puțină vreme, fiindcă ulterior a fost arestat. A fost arestat. Este de ordinul miracolului această grupare, această mișcare, fiindcă, vedeți, marele istoric Tocqueville spune la un moment dat că despre un fenomen istoric, spune că important este și ce se întâmplă după continuarea, nu numai faptul strict ca atare. Ei bine, în opinia mea, au fost niște reverberații care stăruie până astăzi ale rugului aprins. A fost o deschidere puternică, impetuoasă. Așeza aici, mergând în siajul părintelui Andrei Scrima, care vorbea despre doi piloni. Pe de o parte rugul aprins, pe de altă parte efortul și reușita părintelui Stăniloae de a traduce filocalia. Iată cei doi piloni, filocalia și rugul aprins, ceea ce a determinat, fără îndoială, o revigorare a creștinismului ortodox de nuanță românească. Și aș spune o infuzare a culturii române cu un
tradiționalism sau cu o doză de cultură ortodoxă foarte curată. Absolut. Absolut. Acesta a fost rezultatul. Mă bucur că ați spus acest lucru. În volumul pe care îl avem în mână, Războiul nevăzut al lui Paisie cel Mare, Paul Sterian spune ceva, vă rog să-mi permiteți să citez. E opera lui poetică capitală, o considerați așa? Deocamdată da, mai sunt în manuscris mai multe de lucruri de publicat. Deocamdată asta se poate spune și au considerat-o mulți și mai calificați decât mine. În mod evident, în materie de poezie religioasă, fiindcă nu este primul volum pe care l-a scris, sau a mai scris și altele, acesta este nu numai foarte consistent. Se dorește o replică în cheie bizantină la Divina Comedie, însă găsim aici și un fel de ars poetica, dacă vreți, spre finalul volumului. Paul Sterian spune în felul următor, într-o lămurire: lucrarea de față s-a întocmit în credința că nu e izvor de inspirație mai bogat decât tezaurul bisericii creștine. În viețile sfinților se găsesc atâtea posibilități de poezie cât de pietate. Războiul nevăzut al lui Paisie cel Mare face parte dintr-o serie de lucrări de versuri, teatru romane, care provin din acest nesfârșit tezaur, inspirate din acest tezaur. Și le amintește pe acele lucrări scrise chiar de el, de Paul Sterian. Este vorba de o piesă intitulată Cei șapte coconi din Efes. E vorba despre Varlam și Oasaf, Alexia omului Dumnezeu, frumoasa Serafima, doctorii fără de arginți. Prin lucrări de acestea, limba și cultura românească se vor consolida și îmbogăți. El a crezut acest lucru. Este foarte important ce a spus mai devreme, această relație biunivocă. Fiecare parte se poate îmbogăți din partea cealaltă, fără doar și poate prezența acestor intelectuali în biserică a îmbogățit discursul bisericii, deschiderea către universalitate și în același timp către o mai bună priză la realitate. Și viceversa e valabilă. Și viceversa, asta vreau să spun, este de asemenea foarte importantă și prezentă în viața de zi cu zi chiar acestor personalități, de aia cred că este important să le studiem. Există câțiva tineri, pe unii am fost solicitat și am și ajutat cu niște sfaturi, care au făcut teze de doctorat despre aceste personalități emblematice ale rugului aprins. Fără îndoială, în viața fiecăruia găsim rezonanțe a ceea ce s-a întâmplat în anii 40 și care, ca să continuăm povestea, sigur că s-a prelungit până în anul 58, ei s-au mai întâlnit sporadic de prin 48-49, întâlnirile lor oficiale au fost interzise. Au devenit ilegale. Ilegale. Se mai întâlneau, iată, la Mironescu, cum spuneam, unii l-au căutat pe părintele Daniel Sandu Tudor, deja se călugărise, l-au căutat sus pe Rarău, acesta mai venea în București, se mai întâlneau și la Olga Greceanu, o altă mare personalitate, la Constantin Joja. În 58, din păcate, se știe, au fost arestați câțiva dintre membrii importanți ai rugului aprins, iar Paul Sterian a fost arestat și el, trebuie dar să spunem asta. Lot. Nu lotul rugului aprins, dar indubitabil legat de rugul aprins. I s-a căutat nod în papură, cum s-a întâmplat fără îndoială și cu ceilalți. Au fost niște motive inventate, contrafăcute, însă l-au legat de rugul aprins, iar în dosarul său de la securitate se vede clar, acesta a fost motivul pentru care a fost arestat în septembrie 59. El a fost eliberat ceva mai devreme, în 63. În orice caz, un om de o asemenea anvergură și deschidere enciclopedică, care de la funcțiile avute în interbelic și ba chiar în perioada războiului, a ajuns în clipa în care comuniștii s-au instalat să devină vânzător la un magazin,
de legume, fructe. Contabilul unui aprozar. Un economist de geniu devenise contabilul unui aprozar. Magazinul muzică și așa mai departe. Da. E una dintre lecțiile rugului aprins, mișcare care a antrenat într-o extraordinară spirală spirituală, ca să spun așa, elita intelectualității vremii și elita duhovnicească a vremii, pentru că personalitățile bisericii prinse atunci în aceste întâlniri erau niște mari duhovnici, mulți dintre ei. Erau oameni de talia părintelui Benedict Ghiuș, chiar de talia părintelui Dumitru Stăniloae, care și el a participat la multe întâlniri de la rugul aprins, ulterior traducând Filocalia. V-aș fi întrebat care este lecția majoră pe care o învățăm din acest episod al rugului aprins și dacă credeți că o asemenea lecție poate deveni și astăzi posibilă, dacă credeți într-un rug aprins redivivus, ca să spun așa. O să încep cu ultima parte a întrebării. Nu cred într-o revigorare a rugului aprins din multiple motive, nu vreau să le amintesc acum. Nu mai există contextul favorabil. Contextul, din fericire, nu mai există. Sper că această irepetabilă povară să nu ne atingă și pe noi. Însă aș vrea să spun că venind, pregătindu-mă pentru emisiunea dumneavoastră, am revăzut câteva scrieri de ordin economic scrise de Paul Sterian. Una dintre ele se cheamă Simptomele crizelor economice, după cum alta Idealul panoromânesc și dezvoltarea economică a țării, făcută, scrisă în 38, a fost reeditată, a fost o surpriză plăcută pentru mine, în revista de filosofie anul trecut. Dar prima lucrare, Simptomele economice ale crizelor economice, aș spune că e de mare actualitate. De ce? Fiindcă, sigur, învățăm din ceea ce s-a întâmplat în crizele economice ale interbelicului, învățăm pentru crizele care s-au produs sau ne pasc astăzi, de ordin economic. Dar întrebarea pe care mi-am pus-o a fost aceasta: dacă nu cumva tocmai intelectualitatea rugului aprins a intuit crizele de ordin spiritual prin care trece societatea, ba chiar și biserica ortodoxă. Și atunci ei și-au pus niște întrebări și au găsit și niște răspunsuri adecvate la aceste crize. Iar răspunsul pe care ei l-au dat a fost căutarea de ordin mistic, practica rugăciunii isihaste, smerirea. Ei nu au fost niște activiști, să spunem, niște luptători, niște rezistenți, cum s-a petrecut rezistența împotriva nazismului, să spunem, nici de cum rezistența lor nu poate fi comparată cu rezistența luptătorilor din munți, pe care noi am avut și este un fenomen unic în spațiul ex-comunist. Ei au luptat cu armele Duhului, care nu sunt cu nimic mai prejos, care sunt chiar mai eficace uneori și care sigur că merg într-un fel de tango, merg împreună cu lupta văzută cu cea nevăzută. Dar în orice caz, de aceea cred, au și fost arestați și s-a încercat dizolvarea acestui grup. Probabil că au fost unii care i-au perceput așa cum erau, la adevărata lor valoare. În contextul acestui an, trebuie să amintim că, în mod cert, regimul comunist, regimul socialist instalat brutal în România după al doilea război mondial, a văzut ca cel mai redutabil adversar al lui o instituție precum Biserica Ortodoxă. Nu întâmplător, mișcarea grupului
aprinsă, a fost spulberată cu furie de securitate, pentru că acești monștri ideologici sesizau puterea extraordinară de iradiere morală și spirituală care putea mobiliza mental, sufletește, mase întregi, da, și a lovit fără milă chiar în inima bisericii. Această mișcare a fost atunci o inimă pulsând a bisericii ortodoxe. Sigur, da. Și care a fost... Care adunase în jurul ei elitele acestei națiuni. Nevăzut a fost... Chiar dacă aparent venirea Patriarhului Iustinian Marina a dus la dizolvarea grupului, nu datorită lui, dar... Bineînțeles că nu din cauza lui. Nu din cauza lui, dar acesta a fost contextul. În realitate, Patriarhul Iustinian Marina avea o relație caldă și cu părintele Daniil Sandu Tudor, nu mai spunem de Andrei Scrima, care a fost consilier, și părintele Benedict Ghiuș, dar a încercat să-i protejeze cam pe toți. I-a și trimis din București, exact, i-a ascuns pe la mănăstiri prin Neamț, astfel încât să fie protejați cât s-a putut. Așadar, lucrurile trebuie privite cu multă înțelepciune și dacă nu ai simțul nuanței, nu reușești să vezi aceste chestiuni atât de sensibile. Pe de altă parte, cred că mai trebuie subliniat ceva. Ceea ce găsim, o spun mulți, dar vreau să insist să repetăm, ceea ce găsim în dosarele securității sunt acte făcute de anchetator, așadar foarte subiective, sunt așa zise mărturii obținute unele sub tortură, sub amenințări, sub șantaj, astfel încât trebuie luat cu multă reținere ceea ce scrie acolo și dacă nu vezi contextual, nu înțelegi nimic. În orice caz, anul acesta e un excepțional prilej, un răgaz de reflecție asupra trecutului deloc prietenos al Bisericii Ortodoxe Române în perioada regimului comunist. Menționez și pe această cale că s-a încheiat recent un protocol între Patriarhia Română și Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității, tocmai pentru a putea aduce la lumină mărturii importante despre jertfa miilor de clerici care au ajuns în închisorile comuniste, inclusiv unii dintre ei membri ai Mișcării Rugului Aprins, și pentru a descifra nuanțele unui portret contestat de mulți, portretul moral al Patriarhului Iustinian. Aceste nuanțe de care amintiți sunt esențiale pentru a înțelege prin ce a trecut biserica, cum a supraviețuit biserica și de ce a fost mai bine să supraviețuiască biserica decât să fie distrusă biserica în epoca respectivă. Cum s-a întâmplat în nenumărate țări, exact, din jur. Mai avem puțin timp la dispoziție, dar vă rog. Da, aș vrea în acest context să amintesc că peste câteva zile va fi sub patronajul Mitropoliei Moldovei organizat un simpozion foarte important, simpozion Dumitru Staniloae, dar axat strict pe această problematică. Vor veni câțiva cercetători de calibru din țară ca să vorbească exact despre martirii bisericii și despre luptătorii care uneori sunt atât de puțin cunoscuți. Exact. Vom mai avea prilejul pe parcursul acestui an, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne întâlnim și să vorbim despre asta. Aș vrea să închei într-o notă puțin ludică, dacă îmi permiteți, cu niște versuri ale lui Paul Sterian, dintr-o poezie intitulată Părerea de rău a asinului ce purta la flori pe Domnul nostru Iisus Hristos. Nu pot da citire decât la două strofe, pentru că nu mai avem timp. Vai, de ce nu mi-ați spus, de ce nu mi-ați spus că pe spatele meu adineaori călărea chiar Iisus? Aș fi mers mai țanțoș, ridicând copita în sus, și ce lin, fără să sar, l-aș fi dus. De unde era eu să știu că port în spate asemenea vizitiu? Tare m-am mirat văzând haine întinse să le trec,
Bănuiam că-s pentru mine, pentru falnice urechi. Vai mie, nemernic ce-am fost și sec, fala mă făcu să nu simt coapsele cui mă petrec. Ah, de ce nu mi-ați spus, de ce nu mi-ați spus că purtai sfântă povară adineauri pe Iisus? Cât de lin și ușurel, fără salturi, l-aș fi dus. Până la urmă am citit-o pe toată, pentru că nu m-am putut abține. Mi se pare extraordinar și e bine să ne amintim și în această epocă post-pascală de momentul intrării lui Iisus în Ierusalim. Am făcut-o și pentru a reaminti și a spune încă o dată că Paul Sterian este un poet creștin autentic, alături de alți puțini câțiva pe care îi are istoria literaturii române. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Vasileanu, și pentru prezență și pentru munca dumneavoastră de cercetător foarte vrednic al unui fenomen și al unei mișcări care a îmbogățit atât spațiul Bisericii Ortodoxe Române, cât și spațiul culturii române. Vă mulțumesc foarte mult! Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă dau întâlnire pe curând. La revedere!